Radio Vocea Speranței Vă salut, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. O avem ca invitată astăzi din nou pe doamna Inga Rusu, psihoterapeut, consilier al părinților care își doresc să adopte un copil. Bine ați revenit la noi, doamna Rusu! Bine v-am găsit. Discutam data trecută despre care este procesul de adopție, da? prin ce etape trec părinții care doresc să adopte. Astăzi aș vrea să ne referim mai mult ce se întâmplă după adopție. Cum are în loc adaptarea atât a părinților cât și a copiilor la nouă condiție. Aș vrea să începem poate de la copii. Ce se întâmplă în căpșorul copilului atunci când a nimerit într-o casă nouă? Da, Prima etapă în adopție, noi o numim foarte frumos, luna de miere. Așa. Pentru că în această perioadă totul este nou, totul este plăcut. Părinții sunt plini de resurse, au multă răbdare. În sfârșit, procesul ăsta s-a încheiat și să vă Nașterea a la avut casă. loc, da. Exact. Și copilul nimerește într-un spațiu nou, este destul de mult îngrijit, mulți dintre copii văd o schimbare extraordinară, părinții menționează că cresc văzând cu ochii, pentru că copilul, de fapt, atâta timp cât este într-un mediu nepotrivit, el, de fapt, nu prea se dezvoltă, el parcă s-ar conserva. Și imediat cum ne într-un mediu potrivit, într-un mediu familial bun, mănâncă bine, de deci are suficiente vitamine, minerale, un somn liniștit, este îmbrăcat potrivit, el este îngrijit, el știe că este cineva acolo la care el poate apela, desigur că asta este foarte plăcut și desigur că mulți dintre copii uh, vor încerca să fie mai buni cu părinții lor, mai uh, interesați, să facă ceea ce prinde bine da. părinților, da? deci uh, poate să zic poezii, poate să se alinte cumva, uh, poate din contra cei care au fost mai închiși, mai închistați de dea primele deschideri, deci și de multe ori pentru părinți asta este un succes, dacă în sfârșit o venit să mă cuprinde sau mă lua de mână sau mi-o zis tata. Deci lucrul ăsta este foarte plăcut. Mm. De asta prima perioadă este așa o perioadă foarte încărcată pozitiv, chiar dacă sunt depistate careva, nu știu, probleme de sănătate, un careva specific care poate nu a fost menționat într-un careva act și aici nu va fi vorba de sănătate, în sensul că sănătatea copilului va fi expusă într-un document care nu trebuie să fie mai vechi de jumătate de an, deci permanent se actualizează starea copilului. Dar mă rog, noi nu putem să cunoaștem chiar fiecare celulă cum lucrează în corp, de asta pot fi determinate și alte specificități, dar asta este trecut cumva altfel, mai ușor. După care vine o perioadă mai e nevoioasă, când și lucrul ăsta se întâmplă cam peste două, maxim trei luni de zile, când Copilul încearcă să-și înțeleagă locul, să-și ceară dreptul de graniță, să-și ceară drepturile lui de teritoriu, să-și impună, da, deci să încerci părinții la până unde se poate și care-i limita. De asta, în această perioadă, deja și părinții un pic se mai diprind cu rolul, se mai epuizează. Dacă în primele două, trei luni de zile vor începe ca să se abțină de la strigăte, atunci uneori în a doua parte aici deja o să înceapă ceda. Se pot întâmpla conflicte și între soți, mai ales ce ține de educație. Deci, unul e zis într-un fel, celălalt uh -huh. în alt fel. Uh, unul vrea să-l adorm la o anumită oră, celălalt la altă oră. Ar putea să fie pur și simplu obosiți, da? Deci, de atâtea emoții. Respectiv, în perioada asta, survine, așa, un pic de turburare a, a, a lucrurilor. Și Copilul, de fapt, de ce se comportă așa, este și din ideea că el începe să se atașeze, el începe să deprindă și creierul lui zice așa, tu odată ai fost abandonat și dacă urmează ca încă o dată se întâmple lucrul ăsta, mai bine să se întâmple acum. Uh -huh. Deci creierașul lui începe să-l protejeze, pentru că asta e funcția de bază a creierului. El încearcă să ne protejeze. Și invers la ceea ce noi ne așteptăm, copilul în perioada asta, de fapt, începe să se comporte rău. În ideea că dacă oricum o să mă duceți înapoi, eu mai bine o să vă ajut cu asta. Parcă și... provoacă, intenționat, exact, da? Exact, asta și zic și părinții, de parcă o faci special. Da. Și el nu o face în mod conștient special, deci el o face cumva pentru a se proteja, în cazul în care, deci el va face ceva rău și el trebuie să se convingă că chiar dacă el va face ceva rău, el nu va fi abandonat din nou. Adică pentru părinți e important să fie rezistenți exact. În asta. Exact. Să fie rezistenți, să aibă un suport. Este foarte binevenit grupul de părinți de suport, în sensul că cine o mai adoptat, Există să așa se Grup la noi? Nu există în mod oficial, dar Părinții de cele mai multe ori se schimbă cu numerele de telefonie. Da. Dacă sunt în aceeași comunitate, să știe cine și cum o mai adoptat și ei pot lua legătura între ei, pot apela la noi, ca și organizații, și oferim suportul psihologic sau juridic necesar. E gratuit? Da, este Sporta gratuit, ta. suntem finanțați de un proiect european și atâta timp cât este proiectul, desigur că părinții pot beneficia de asta. La urma urmei sunt părinți care apelează și în mod privat, deci la careva consultații pentru ca să nu fie asta trecut nicăieri documental, mă rog, fiecare cu specificul lui. Dar la urma urmei este suficient uneori să vorbești pur și simplu cu alt părinte. Da, deci, că un copil biologic sau un copil adoptiv e tot copil. Și nu este ideea că este copil adoptat da, doar. E ideea că noi uneori ce dăm ca și părinți. Pentru că suntem oameni, avem și noi resurse care unii ori la limită și, și mă rog, uneori. Trebuie să lucrăm, nu avem grijă doar de copil și asta poate fi obositor. E un rol nou totuși, este emoționant. E una când ai un copil și e alta când adopți doi copii odată, trei copii odată da, și asta desigur că te cere în resurse. pot forma o alianță împotriva părinților. Desigur, mai ales copilul care s-a parentalizat. Deci înainte de adopție el avea grijă de frații lui. Da. Și nu tot timpul ăsta este fratele mai mare, poate fi cel mijlociu sau chiar cel mic, mai rar se întâmplă, dar ar putea să fie și asta. Și atunci el concurează cu părinții. Deci lui se să iau un rol, lui, lucrul ăsta nu-i convine și el concurează în această, în această situație. Uh, în, în, această perioadă se mai întâmplă că părinții se descopere că copiii desenează pereții, uh -huh. uh, vin cu, nu știu, geanta ruptă, solovit, uh, se mai întâmplă accidente din astea între copii, odată cu mașina de fier în cap la celălalt, eu făcut un cui. Uh, mă rog, sunt chestii din astea care <gângânt> nu e tot așa ca în film cu floricele roz și ele elefanței albaștri, da? Deci sunt niște chestii așa reale care se pot întâmpla. Cineva poate să facă o alergie care nu a fost depistată la timp, cuiva îi place un fel de mâncare, cuiva alt fel de mâncare și atunci părintele zice, vai ce alintat este, că dacă era, nu știu, într-un centru de plasament acolo nu se alinta, dar aici se alintă, dar probabil eu am greșit că i-am dat toate cele necesare și acum mi se sui în cap. Deci e o chestie de asta în care de fapt, aici începe viața reală. Se stabilesc limitele, se pun careva reguli, părintele înțelege mult pentru el, copilul cumva încearcă să își vadă locul, să-și găsească locul, și în limbajul psihologic asta se numește să-ți să construiești acvariumul. Da? Deci, mm -hmm. Pentru om, pentru creier, este foarte important să înțeleagă în ce loc el se află. Da, Deci în ce oraș tu te afli, unde se află magazinul, unde se află școala, unde se află postul tău de muncă, cu ce te poți deplasa. Deci acesta este acvariul nostru în care noi funcționăm. Și, el, și este important să ne cunoaștem iată care este limita asta, da, invizibilă. Cât După... timp durează? Cât timp durează această perioadă, de obicei? Ea durează... De criză, eu aș spune, pentru că două etape este... Da, ea durează la fiecare diferit. În general, o medie, așa să zicem, o să fie de la câteva săptămâni la câteva luni. Așa? Acum, în dependență de un copil, sunt mai mulți copii. Și de vârstă, în probabil. În ce părintele, cât de pregătit au fost pentru situațiile astea, etc. Da. Dacă mai are un suport, da, deci cineva să-i mai uh, așeze... Uh, da, va, va depinde și de specific copilului, da, deci cât e el dezbănțuit, cât e el de liniștit și, mă rog, asta o să depindă de mulți mm -hmm. factori. Um, după care o să survină o perioadă de readaptare la regulile noi. A treia etapă asta e deja. Da. Deci e o etapă, să zic eu așa, de negociere și readaptare de reguli. Și ea din timp în timp se va repeta. Deci luna de miere practic nu se mai repetă, dar celelalte etape vor alterna, ca și în orice altă relație. Fiecare dintre relații intră într-o etapă de criză, uh, reevaluează regulile, o anumită perioadă va funcționa așa, după care lucrurile se schimbă fie că în societate, fie că în cercul interior, copilul mai crește, se duce la școală, se schimbă regimul, etc. Deci vor trebui readaptate regulile, iar va fi o perioadă de criză, după care iarăși va merge o perioadă de stabilitate. Și dacă să întrebi cât asta durează, asta niciodată nu se termină, da? Deci, exact. Pentru că asta este viața. Deci noi ne readaptăm permanent la timpul de afară, la anotimpuri, la uh, schimbări economice, da? Deci noi creștem, noi ne dezvoltăm, uh, nu știu, apare parcă riduri, copiii cresc, uh, vor uh, cerc de dans, box, not, uh, se duc la altă școală, într-o zi ne vor părăsi, da? vor pleca de acasă și părintele adoptiv iarăși trăiește aici, cum ziceam și în emisiunea trecută, că el trăiește permanent o tragedie pierderii, drama pierderii și aici cam la fel va fi, pentru că uneori părinții devin părinți din accident, adică nu ne neapărat că au fost foarte pregătiți pentru asta. În schimb, un părinte care merge la adopție, el este foarte pregătit. Deci specialiștii din mediul ăsta de adopție spun că un părinte adoptiv este net superior unui părinte biologic. Pentru că el este testat în capacități parentale, el își dorește foarte mult copil și el este pregătit pentru acest rol. Respectiv, el deja va fi o resursă pentru un copil. Și părintele pornind cu această atitudine, el are și cu ce încărca un copil. De asta el va investi foarte mult în acest copil, mai ales dacă este un copil mult dorit, este un copil care cere multă resursă și când copilul va începe să dezlipească de prin preadolescență, când ei încep să aibă prieteni care da. se mai apropiați decât familia, părinții deja resimt cumva că se începe drama asta, pierderii. Depărtarea asta. Depărtarea și la un anumit moment copilul va avea, nu știu, un iubit, o iubită, se va căsători, va pleca la studii, va pleca la muncă și își va lua zborul în lumea mare. Și cumva părinții stau cu ideea că oarecum o fi fost, dacă era copilul nostru biologic, probabil pleacă de lângă noi pentru că totuși este un copil adoptiv. Și nu-i deloc așa. Asta, asta depinde de foarte multe condiții. De atâta, eu cunosc cazuri când cuplul a adoptat copilul și atunci când a crescut, copilul s-a reîntors la. și-a și -a căutat și s-a reîntors la familia lui biologică. Deși evident că era o familie deplorabilă, dar oricum a preferat-o pe aceea. Și era un cuplu foarte, eu zic, foarte bun. Și nu e un caz. Iată, cum se explică aceste situații? Da, aceste cazuri sunt probabil rare și, aș zice eu, pe procedura veche. Este un lucru firesc, natural, ca un copil să dorească să-și cunoască rădăcinile. Noi suntem persoane, majoritatea provin din familii biologice și își caută arborile genealogic, din generații în generații, cine le-au fost rădăcinile. Am cunoscuți care au dat în eprobet materialul genetic <coughs> să vadă din care moștră moș se trag un copil care merge în adopție are și el acest drept. Deci lui nu este interzis acest lucru. Doar că el are drept de exercițiu pentru a ridica materialele după împlinirea majoratului printr-o hotărâre emisă de judecată pentru ca să vadă motivația lui și el chiar are acest drept să-și caute rădăcinile, să cunoască cine au fost părinții biologici. Da. Pentru părintele adoptiv, lucrul ăsta ar putea însemna iarăși o pierdere, dar iarăși, unde se duce atunci atașamentul? Atașamentul nu, nu se duce nicăieri. Un copil, el formează această legătură foarte specială anume cu părintele lui. Am auzit de asemenea cazuri când copilul se reîntoarce la familia lui biologică. Și de ce zic eu că e pe o procedură veche? Pentru că eu nu cred în asta că totul a fost făcut corect, uh -huh. copilul a primit statut de adoptabilitate și el se reîntoarce. Acum, ce înseamnă de fapt un statut de adoptabilitate? Asta înseamnă că părinții fie sunt decedați, fie sunt decăzuți din drepturi părintești. În momentul în care el este decăzut din drepturi părintești, asta este o procedură, să zic eu, serioasă, gravă. Durează mult timp. Durează, deci părintele primește șanse uh, și la un anumit moment când el este decăzut, deci el nu mai are drepturi asupra acestui copil. Asta înseamnă că el chiar nu își poate îndeplini corect sau bine în beneficiu calitatea de părinte pentru acest copil. Și atunci, cum, cum se întâmplă că peste 18 ani, nu știu cât acolo au trecut și s-au reîntors. Am găsit asemenea cazuri în practica mea, dar era vorba despre niște părinți adoptivi răniți. Deci cei care de fiecare dată le ziceau copilului că da, ia gândește-te cum era tu să fii acolo, Uh -huh. Pentru că noi suntem atât de bravo, te-am luat și te creștem, și tu ești un copil uh, irresponsabil sau nerecunoscător uh, sau puteau să-i mai arunce duti de unde ai venit, uh, și desigur că asta este o rană destul de adâncă pentru copil și indiferent ce l așteaptă, el se duce acolo unde va fi primit deja. De asta nu prea cred că acolo unde este o relație bună, lucrurile se deteriorează atât de mult încât copilul să reîntoarcă acolo de unde el nu mai este așteptat. De atât mulți părinți când înfiază copilul Încearcă cumva să rupă orice legătură Să nu mai vorbească Dacă copilul chiar are nevoie să vorbească despre familia biologică Sau să întrebe ceva Că sunt unii cei care își cunosc deja foarte bine Părinții și rudele Iată ce spuneți despre această situație Când părintele adoptiv încearcă să rupă orice uh, Discuție chiar Despre da, familia este biologică Din frica De al pierde evident Părintelui în general, în Republica Moldova, adopția este de tip confidențial, închisă, ceea ce ar presupune că secretul adopției trebuie păstrat de către specialiști. Deci, specialistul nu are dreptul să divulge părintelui adoptiv datele părinților biologici da. și părintele biologic tot nu poate să ceară specialistului în ce familie s-a dus copilul în adopție. Acum, fiind respectat această procedură, bine, noi suntem o țară mică și mai ales dacă copilul este adoptat din același raion, uneori din sate vecine, lucrul ăsta se poate întâmpla că părinții se cunoască între ei. Acum, dacă este să revin la întrebare, deci cum se întâmplă că un părinte adoptiv are această frică de părintele biologic sau interzice, este fie pentru că încearcă să protejeze copilul, pentru că avem părinți biologici care cu părere de rău consumă alcool șantajează. Cer bani am auzit chiar. Exact, se duc la școală și copilul se stresează, este turburat. Pentru că un copil tot are nevoie de securitate, tot are nevoie și el de un mediu clar, deci până la urmă cine-mi este părinte. Avem și situații excepționale în care copilul merge în adopție știind de unde provine. Bine, situații excepționale, mă refer la cazuri pozitive. În sensul că a fost un părinte bun, o bunică bună, dar nu mai are posibilitatea să crească acest copil, nu-i poate da un viitor, nu-i poate asigura un viitor, și atunci acceptă ca copilul să meargă în adopție. Și în această situație, eu, ca și specialist în acest domeniu, recomand ca aceste legături bune potrivite să fie menținute. Și asta este doar la decizia și la atitudinea părintelui adoptiv. Deci, acolo unde este o bunică bună, o mătușă, pentru că uneori copiii nu merg în adopție pentru că această bunică știe că nu va mai avea acces la acest copil. Mm -hmm. Dar ea este o bunică bună. E altceva când noi privim multi telenovele, filme artistice și vedem că părintele biologic s-a dus, nu știu, de peste hotare, a bogat și nu știu ce s-a întâmplat Iluzii. Asta este subiect de film. În realitate lucrurile nu se întâmplă așa. Mai degrabă că în realitate se întâmplă lucruri mai urâte, gen atunci când un părinte este decăzut din drepturi părintești să zic slavă Domnului că a scăpat de o piatră, de o povară. Deci, ce atunci poți să susții acolo? Da? Deci, um, am avut situații în care copilul a încercat să-și caute părintele, nefiind pregătit ce o să găsească, o găsit o casă părăsită, o mamă alcoolizată, bine, o femeie alcoolizată și atunci el o venit atât de tulburat că a încercat să facă o tentativă de suicid. De asta este bine să vorbim copilului despre ce s-a întâmplat în trecutul lui, să-l pregătim pentru ce ar putea să găsească în acel trecut, dar cu foarte mult respect pentru trecutul lui, pentru că asta face parte din el. Genile lui totuși aparțin acelei persoane și cumva datorită faptului că acea persoană a dat nașterea acestui copil, părintele adoptiv se poate împlini în calitatea lui de părinte. De asta cu mult respect față de trecutul și istoria copilului, dar totodată cu anumită realitate cu cuvinte alese, potrivite pentru copil. Ca să nu rănim mai mult. Exact. Iată, Dar dacă, real. Dacă v-ați referit totuși la genie, o ultimă întrebare. Mulți părinți totuși se tem de ăștia care vor să adopte că Copilul va reveni sau va deveni la fel ca părintele. Pentru că genele, cum spun mulți, uite, genele sunt gene, da? Ce ne puteți spune despre, acest, despre această frică? Este umit sau este realitate? Noi avem trei factori de influență mari care ne creează ca și personalitate. Avem factorul genetic, sau ereditar mai degrabă să-l numim, avem uh, mediul cultural uh, și educațional, uh, uh, deci în ce mediul începem să locuim, factori de natură, țară, etc., și deja cum ne educăm, da? deci la ce da. informații avem acces. Bun ce primim noi prin gene, asta este un schelet, culoarea ochilor, culoarea părului, culoarea pielii, anumite predispoziții la careva boli, deci tot ce ține de biologicul nostru. Acum ca să dau niște date din ceea ce înseamnă sfera biologică și genetică umană, noi purtăm în noi genele la 70 de generații. Deci o boală psihică se poate transmite până în generația 13. -a. Deci, noi ne uităm că până la bunici toți au fost sănătoși, uite, nu știu, cândva acolo un copil a făcut, nu știu, o patologie. Sau... De asta noi nu putem să știm, noi, noi, nu știm ce purtăm în noi, da? deci ce am putea noi să dezvoltăm la un anumit moment. De asta factorul genetic în acest aspect nu prea lucrează. El lucrează mai degrabă în aspectul de a transmite careva boli și aici chiar trebuie să fim conștienți de acest lucru. E ok e o chestie când e vorba despre o boală biologică și e altceva când vorbim despre o patologie psihică și în acest aspect tot timpul recomand părinților să facă un test genetic al copilului deci în Republica Moldova se fac asemenea teste, ele sunt mai scumpe, dar nu sunt colosal de scumpe, sunt dacă eu nu mă greșesc, sunt 100-100 și ceva de euro. Uh, și testul ăsta clar arată care ar fi predispoziția acestui copil către o anumită dezvoltare a unei anumite patologii din punct de vedere psihic, să zic așa. Și e predispoziția. Că, asta nu înseamnă că va. va o face bine, dacă este să vorbim despre o schizofrenie. Uh, unele tipuri de schizofrenie, deci se dezvoltă abia după. 20 18, de ani, 20. respectiv noi putem să avem până copilul termină școala un copil sănătos și după asta îl vedem că el e cu patologie. De asta ne asumăm, deci nimeni nu o să ne oblige, nu o să ne impună, dar dacă știm că în istoria copilului mama o suferit de schizofrenie, fratele mamei o suferit de uh, tulburare bipolară, atunci ar fi cazul să înțelegem dacă și copilul ar putea dezvolta o asemenea patologie. Lucru ăsta nu este uh, cu exactitate în sensul că dacă mama sau dintre rudele mamei o a avut de suferit uh, Uneori tatăl este necunoscut, dar haideți să ne uităm real la lucruri, copilul primește 50 la 50, deci fix el primește 23 de cromozomi de la un părinte și 23 de cromozomi de la alt părinte, deci nu seamănă mai mult cu mama sau cu tata, deci el va avea 50 la 50 și acum stiuți așa din bunici, străbunici ai părinților, acolo sunt foarte multe gene misticate, de asta... Uh, nu se transmite o parte de educație, deci tot ce înseamnă comportamente. Că de foarte multe ori aud: Păi, că dă așa părul fix. ca taic sau, da, da, Sau merge fix așa, sau nu știu cum dă din mâini. Sau zâmbiește Da, deci copilul învață lucrurile astea din mediul imediat în care el se află. De acolo. Deci, bine, un anumit mers. Poate fi caracteristic datorită scheletului, formei picioarelor care este, uh, care este în creștere, dar în general restul manierilor sunt luate de la uh, persoanele din imediat apropiere. Copilul va începe să gândească, să vorbească, să se comporte exact ca și părinții cu care el trăiește. Mai mult decât atât, dacă este, mă refer că mulți au frică de alcoolism, de furat, de, de, de droguri, deci trebuie să fim conștienți că furatul este un comportament care se învață și se dezvață. Când vorbim despre droguri și alcool, atunci acesta este un proces chimic și el are perioadă îndelungată până persoana devine dependentă și atunci când persoana devine dependentă are foarte mari probleme de fertilitate. Așa că este mai mare probabilitatea că copilul a fost conceput când încă nu erau produse mutațiile astea din organism. De asta chestia asta legată de alcool, drog, se va vedea imediat când copilul începe să dezvolte. Pentru că avem copii născuți în stare de ebrietate, cu părere de rău, când mama consumă mult alcool în, perioada de sarcină. Și aici nu e vorba de genă, aici e vorba de dezvoltare intrauterină. Deci sunt multe aspecte, mulți factori, de asta și zic... Nu e atât de important vârsta copilului, cât istoria și starea lui de sănătate, în special psihică. Eu cred că această temă încă nu este epuizată și cu siguranță mai avem discutat pentru 10 emisiuni înainte. Vă mulțumim totuși pentru că ne-ați descoperit foarte multe lucruri importante, în special pentru cei care doresc să înfieze un copil, dar și pentru părinții e biologici, pentru că recomandările părinților sunt foarte utile pentru toți. Da, știți, eu am colegi din care știu că lucrez de mult timp cu adopțiile fratele meu deci dintre rude care deja le vorbesc copiilor lor despre copii adoptați deci ei având copii biologici le vorbesc, voi uite, e o chestie firească că uneori copiii sunt adoptați și cred că este un lucru frumos ca exact. și părinții biologici să cunoască despre adopție, exact, da. să aibă niște gânduri corecte, nestereotipizate despre acest aspect și nu doar părinții care se gândesc la o eventuală adopție Vă mulțumim și vă dorim succes în ceea ce faceți și sperăm să aveți cât mai multe rezultate frumoase. Mulțumesc! Vă mulțumim și vouă, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi. Vă reamintim că ne puteți adresa întrebări, oferi sugestii pe pagina noastră de Facebook Educație pentru Viață la Radio Vocea Speranței Moldova sau ne puteți scrie la adresa electronică contactarond.rvse.md Dragi părinți, vă dorim înțelepciune, răbdare și satisfacție în creșterea și educația copiilor voștri.